Tot mai mult despre posibilitatea ca Ludovic Orban să candideze din partea Partidului Național Liberal pentru primăria capitalei, deoarece șansele acestuia de a deveni premier după alegeri anticipate au scăzut drastic după seara celor 25 de ordonanțe. Suntem în direct prin telefon cu domnul Dan Andronic, jurnalist. Bună ziua, domnule Andronic! Domnule Andronic, dacă ne auziți. Bună ziua, vă aud! Așadar, există și această variantă în partid de a-i asigura domnului Ludovic Orban un exit în favoarea domniei sale din acest scandal privind ultimele zile ale guvernului Orban plin, nu interimar. Da, este una din variantele luate în calcul, în sensul în care ceea ce am publicat eu astăzi vizez o informație din interiorul PNL potrivit căreia în sondajul lansat pentru testarea unor candidați la primăria capitalei figurează și numele lui Răș Bogdan și cel al lui Ludovic Orban. Oficial mi s-a spus că acest lucru nu există, dar sursa care mi-a confirmat este suficient de puternică ca să mă determine să fac publică această informație. Nu știu dacă are legătură cu posibilitatea ca Ludovic Orban să mai fie sau nu prim-ministru după alegerile anticipate, că asta depinde foarte mult de scorul care va fi înregistrat, ci cu faptul că Primăria Capitalei este o rampă de lansare pentru orice politician care vrea să facă o carieră în politică. Și avem nenumărate exemple. N-am mai vorbit de faptul că liberalii n-au mai avut Primăria Capitalei de foarte mult timp, de pe vremea lui Crin Halaicu, iar acum ar fi o oportunitate. Răș Bogdan nu exclude o posibilă candidatură, însă nici nu și-ar dori o conform unor surse din partid. Dar Răș Bogdan, după părerea mea, încă nu s-a hotărât dacă abandonează cariera de europarlamentar și intră într-o bătălie pe care, dacă o pierde, nu-i va fi foarte ușor să recupereze. Și atunci ar prefera să intre la sigur, dar ținând cont de faptul că vom vorbi de alegeri într-un singur tur la locale, totul este posibil. Un procent s-ar putea să facă diferența între candidați. Domnul Andronic, din acest sondaj, cine mai face parte? Sau cine e pe lista celor sondați? Mai apare Violeta Alexandru, candidatul oficial, ca să spun așa. Din câte știu, este măsurat și sunt măsurate mai multe nume. În ceea ce privește varianta liberalilor, cam astea sunt numele. Apare și Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, dar încă o dată, toate lucrurile astea sunt normale într-un sondaj de tipul ăsta. Inedit este faptul că cei doi sunt măsurați pentru o posibilă candidatură la Primăria Capitalei. Ludovic Orban și-o dorește? Sau Ludovic Orban speră să rămână la guvern și după... E greu de spus. Gândiți-vă la un următor aspect. Deja liberalii ar trebui să se gândească cine va fi candidat la președinție după mandatul lui Klaus Iohannis. Pentru că odată cu alegerile anticipate se intră într-un ciclu normal. Klaus Iohannis nu va mai candida, iar liberalii vor trebui să aibă un candidat. Cel care se va bate la Primăria Capitalei și va câștiga ar putea fi o opțiune serioasă pentru o asemenea poziție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Andronic, pentru